Mi-am pus ochelarii ca să par mai deștept atunci când vă adresez întrebări de cultură generală. Trei întrebări de cultură generală de nivel mediu care te vor diferenția de 70% din populația României. Întrebarea numărul 1. Care este cel mai lung fluviu de pe continentul Europei? 3, 2, 1, 0. Aveai tendința să spui Dunărea, că vei trăiește? Nu e. E Volga. E Volga care aproape în totalitate e pe Rusia. 3600 și ceva de kilometri. Ideea este că Rusia, da, dacă nu știai, este pe continent european. Da, jumătate, aproape, nu jumătate, aproape toată Asia de Nord, dar și o mare parte pe Europa de Est. Așa că ai grijă la răspuns. Țucătate ochită. Întrebarea numărul 2. Care este capitala Australiei? 3, 2, 1. Te-am prins. Ai zis Sydney, este ei, nu? Ai zis Melbourne, este ei, nu? Oricum, ce ai zis e greșit. E Canberra, cumet. Da, Canberra, chiar dacă e un oraș mult mai mic, e capitala, are doar 370.000 de locuitori. Deși celelalte orașe, cele mai mari, e Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide și încă unul. În fine, vezi, te-am prins, creiere. Întrebarea numărul 3. Câte femei sunt pe cap de bărbat în Islanda, după studiile făcute? Hai! 3, 2, 1, start! 7 femei pe cap de bărbat, sunteți nebuni? Și fiți atenți, bă băieți, dacă vă duceți acolo să vă căsătoriți cu o islandeză, dar asta statul vă dă 5.000! 5.000! Așa că v-am căutat bilete acum pe duminică, repede, din scurt. Și 371 la ofertă, nici nu-ți trebuie bagaj de cală, nebunile, că te țin alea numai în puf, numai în igluri, da, alea nebunii. Și mai și rămâi cu 371 din 5.000, 4.000, 629 de euro. E pe bogăție, așa că drumuri bune, colegii, vă pup și să fie într-un ceas Rolex.